Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Picătura Verde, emisiune în care vorbim despre sănătate picătură cu picătură. Astăzi avem o ediție specială, deoarece invitata noastră este venită de peste ocean și ne va vorbi despre relația sa cu gemoterapia și despre cele două cărți minunate pe care le-a scris. Welcome, Lauren. Bun venit, Lauren! Mulțumesc! Care este relația ta cu gemoterapia? Păi, sunt practician, specialist din Austin, Texas și folosesc gemoterapia în practica mea alături de homeopatie și dietele pe bază de plante. De câți ani practic gemoterapia? Am integrat gemoterapia în protocoalele mele de 5 ani. Ce te-a determinat să începi să lucrezi cu gemoterapia? Eu am un istoric cât se poate de personal și uimitor de folosirea gemoterapiei, de când eram în convalescență după cancer. Asta s-a întâmplat cu 18 ani în urmă. Dar întotdeauna mi-a rămas în minte ideea de gemoterapie și ceea ce ea putea realiza pentru refacerea organelor. Deci, în cabinetul meu, am simțit că folosind doar homeopatia și dieta, îmi pot ajuta clienții doar până într-un punct. Am început să caut ceva care ar ajuta să reducă inflamația din corp și să recondiționeze organele. Mi-am amintit de propria mea experiență cu gemoterapia și am căutat cum să învăț mai multe despre ea. Și cum ți-ai schimbat activitatea? În mod dramatic. Eu deja eram specialist homeopat și acesta a fost instrumentul principal pe care îl folosea. Iar acum folosesc homeopatia ca să susțin gemoterapia. Gemoterapia a devenit acum instrumentul principal în practica mea. Lauren, ești de asemenea și scriitoare. Ai scris două cărți care au fost traduse în limba română. De ce? Cărțile sunt atât de importante deoarece eu pot vorbi despre gemoterapie, pot preda cursuri și le pot spune clienților despre gemoterapie. Dar ei, când ajung acasă, au întrebări. Au nevoie să audă răspunsurile iar și iar. Și de aceea o carte este atât de valoroasă. Este o resursă inepuizabilă. Am scris cărțile astfel încât se simte că parcă mă adresez direct pacienților mei. Voiam ca oamenii să poată avea acele informații la îndemână la ei acasă. Ai o carte pentru adulți și una pentru bebeluși. De ce? Da, într-adevăr, sunt două cărți. Una este, de fapt, o carte despre tratarea cazurilor acute. Se adresează tuturor. Da, am scris-o gândindu-mă la adulți și abordează toate urgențele de bază care ar putea surveni de la o simplă gripă, fractură, înțepătură de albină. Am vrut să pun cartea la dispoziția publicului cât mai repede, în timp ce lucram la o carte mai aprofundată, cu mai multe resurse pentru bebeluși. Am scris cartea pentru bebeluși pe lângă cartea pentru adulți, deoarece totul de acolo începe. Dacă ne începem sănătatea cu dreptul, de timpuriu, atunci nu va mai trebui să avem de-a face cu probleme cronice mai încolo. Cine ar trebui să citească aceste cărți? Cred că cartea pentru bebeluși ar trebui să se afle în mâinile fiecărui nou părinte sau a oricăror oameni care se gândesc să aibă copii, astfel încât să știe imediat ce înseamnă anumite simptome simple pe care le au copiii și care pot fi gestionate pe cale naturală. Cartea pentru îngrijire acută ar trebui să fie în casele tuturor și, de asemenea, în cabinetele medicilor, deoarece gemoterapia oferă atâtea protocoale ușoare, simple și accesibile pentru aproape orice afecțiune care ar apărea. În calitate de scriitoare și specialist, ce simți când cineva descoperă gemoterapia grație cărților tale? E foarte emoționant. Ador să primesc e-mail-uri de la oameni care spun că mi-au citit cărțile și că au o întrebare. Exact acesta este și scopul cărților mele, de a lăsa o moștenire de durată. Am abordat atâtea cazuri în cabinetul meu, clarificând care extracte gemoterapice funcționează cel mai bine pentru ce tipuri de situații și ar fi foarte trist ca această informație să se piardă după ce eu nu mai sunt. Ai un remediu gemoterapic preferat? E o întrebare foarte bună. Niciodată nu m-am gândit din acest punct de vedere. La acest moment dat este cătina.
Cătina este un excelent tonic pentru nervi și oferă un sprijin minunat sistemului nervos. Poți să spun publicului român despre micul nostru secret? Desigur. A luat câteva picături înainte să începem să filmăm. De ce ai luat acest produs? Extract de coacăz negru. De ce l-am luat fix înainte să începem să filmăm? Da. L-am luat deoarece acesta susține suprarenalele. Mă pregăteam să vorbesc și, știind că voi avea nevoie de multă energie, voiam să mă simt 100% în formă, să fiu prezentă. De aceea am luat acest produs. Se află acest secret într-una din cărțile dumneavoastră? Da, în cartea pentru îngrijire acută. Ce alt remediu îndrăgești pe lângă cătină? Îmi place quercus. Acesta este stejarul. Cred că este un extract excelent pentru lumea de azi, deoarece stejarul ajută oamenii care se supra-solicită, fie mental, pentru studii sau la serviciu, sau se supra-solicită fizic. Așadar, adesea mă trezesc că îl ofer pacienților mei sau le sugerez familiei și prietenilor să îl ia. În ambele cărți sunt relatări despre practica și pacienții tăi. Îmi poți spune care este povestea care îți place cel mai mult? Cred că cel mai mult îmi plac poveștile despre copii. Dacă ar trebui să aleg doar una, cred că cea mai impresionantă ar fi cea despre o tânără mămică gravidă cu primul ei copil. A născut prematur la doar 28 de săptămâni de sarcină. Și deoarece era într-un spital și în America, știam că gemoterapia nu era o opțiune. Totuși, știam că mama poate lua și ea gemoterapice, deoarece atunci când o mamă ia gemoterapice, acestea ajung în laptele matern, care este cea mai naturală cale pentru bebeluși să le primească. Deci, acestei mamei s-au prescris extracte care ajutau la dezvoltarea plămânilor și la creșterea și dezvoltarea sistemului imunitar. Acest bebeluș nu a necesitat niciodată aparatul de respirație artificială și a fost externat din spital cu mult înainte de termen, ceea ce nu s-a mai auzit până atunci în cazul unei unități de terapie intensivă neonatală. Veneau doctori din toate părțile să afle ce făcea această mamă cu copilul ei și pentru copilul ei. Și azi este un copil de 2 ani, rezistent și sănătos, cu un sistem imunitar robust. Aceasta este una dintre poveștile mele favorite. E o poveste foarte frumoasă. Este important să se lucreze pe sistemul imunitar la copii. E vital și acesta este lucrul pe care noi toți trebuie să-l facem în calitate de părinți. Noi credem că educarea copilului este cel mai important lucru, dar, de fapt, trebuie să le educăm corpul exact de la începutul vieții, astfel încât organismul lor să învețe cum să se apere de patogeni sau să integreze și să își întărească sistemul imunitar. Folosind de timpuriu gemoterapicele, putem dezvolta sistemul imunitar de așa manieră încât acești copii să nu mai manifeste afecțiunile cronice pe care mulți adulți le au astăzi. Lauren, cine ar trebui să cumpere aceste cărți? Și mai ales, cine ar trebui să citească cărțile tale? Cred că oricine care este interesat să își ajute corpul în mod natural. Asta e important. Și dacă ai acest interes și crezi că corpul tău se poate autovindeca cu sprijin, atunci aceste cărți sunt pentru tine. Îți mulțumesc foarte mult, Lauren. Cu mare plăcere, eu îți mulțumesc. Dragi telespectatori, aceste cărți minunate ar putea fi un cadou pentru orice persoană dragă care are nevoie de susținerea naturii. Să ne revedem cu bine!